Nu știu dacă se vede, dar e o burniță măruntă, măruntă, măruntă. E 6 ceasul, acum au sunat clopotele la biserică. E ceață. Eu mă uit să văd dacă s-a mai schimbat ceva pe aici. E bine, frumos. Am să încerc un pescuit la plută. Nu mă văd, bănuiesc că nu mă văd. Încerc un pescuit la plută, o să vă arăt mai târziu ce și cum. Am pescuit cam circa 10-15 minute fără să înnădez locul, pentru că am văzut ceva mișcare, mi s-a părut că văd linul mișcându-se. Am pus o boabă de porumb doar, vreau să schimb pe râmă, dar nu s-a mișcat încă nimic. Am o nadă făcută din pâine cu zahăr vanilat, deci cum știți eu nu arunc pâinea. O amestec cu zahăr vanilat sau cu tot felul de minuni care le am în casă, dipuri și sosuri și alte minuni. Azi mai simplu, pâine, zahăr vanilat, apă. O să înnădesc până la urmă zona cu pluta, măcar niște babușcă să aducă în zonă. Și cum am zis, am crezut că am văzut ceva în mișcare, mi s-a părut că e chiar lin. Am un forfac de 0,12 cu un cârlig de 16, cred. Am pus o singură babă de porumb de doză. O singură țăcănitură, dar nu a fost serioasă. Acum m-am hotărât totuși, a trecut mai bine de un sfert de oră de acum. M-am hotărât să înnădesc, dar pluta mea cu LED îmi sesizează din când în când câte o mișcare. Ori atinge cineva firul. Știu că el a răpit. Am să vedem cum prind o roșioară, o pun în cârlig și dau și după știu că cu plută. Cum am zis, am o lansetă de 360, cred că acțiune pe 25 de grame. Punem o plută, punem un forfac de ăsta de flor carbon, o două ancore, un chitic și dăm după. Știu că am văzut o săritură, un atac ce a fost acolo în dreapta mea. Da. Văd că babușca plic, 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 plic. Posibil să iau și eu una, două, dacă dă Dumnezeu. Da, să mă apuc să înnădesc. Fac bucățele așa, nu prea mari. Moale tare, sper să o ciugulească. Am hotărât să pun câteva râme subțiri, tare, parcă-s larve. Asta e producție proprie. Cum am zis, vreau o babușcă să pun lanseta cu un chitic, poate intră ceva. Am pus râmele și trăsătură directă. Nu e nimic lăsat acolo. Sunt pe buruiană pe ceva.
Așa, părea că la larvă trage, dar problema e alta, nu prea am râme la mine. Mai încercăm o dată. E badul înnădit. Cineva se joacă cu râma acolo. Este. Da. Un bibănel. Un bibănaș. Îl punem în cârlig. Sperăm să prindem ceva. Am o trăsătură la chitic. Să vedem ce am luat. Dacă l-am înțepat bine. Sunt pe monofilament, sper să reușesc, dar avem o ștucă. Sper să nu-mi taie monofilamentul. Da. Am și munciocul pregătit. Luată! Luată, capturat, am întors camera rău, dar chiticul și-a făcut treaba. Am bănuit că o să atace bibanul, fiind concurent la hrană, super frumoasă, nu cred că are mai mult de 55-60 de centimetri, o să o măsor. Da, sunt fericit că totuși am luat ceva, cam la aproximativ 45 de minute după ce am pus chiticul în apă. Haideți să o măsurăm. Super frumos. Da. Sunt mulțumit. Super mulțumit. O să-i scot ancora. S-a încălcit un pic în mincioc. Reușit, poate nu pleci, să te măsor. ...55, cum am zis. O să o eliberăm, că e fix 55 de centimetri. Frumușică, mi-am făcut damblaua, dar fiind micuță, o eliberăm. Hai, fugi! Super mulțumit. Chiar prea mulțumit. Dacă era un pic mai mare, o făceam piftele. Un picuț mai mărișoară, dar era fix 55 de centimetri. La noi în asociație de la 55 se ia, dar cum am zis, e prea micuță. O lăsăm să mai crească. Ăsta-i bățul cu care am prins. Asta stă degeaba pe porumb, una flotantă și una de doză. Dar mai trag speranță. Să mai intre ceva, mai prind un bibănel ceva și dau în continuare. După ștuculiță și ce-o mai fi. Am mai pus un bibănel, am mai luat pe râmă un bibănel. L-am prins și pe asta de forfacul ăsta de flor carbon 0,50 sau 0,60.
în speranța că mai intră o mărliță sau chiar un șalău, eu știu ce-o fi. Da, bibănei sunt în zonă, cred că dacă îmi luam lanseta de spinning, făceam o partidă frumoasă la biban, dar am ales să pescuiesc după albitură, dar totodată și după, știu că dar staționar. Da, am încercat cu un pelete de krill, 16 mm. O să pun un pelete de 8, că nimic. Am pregătit un pelete de 8 mm pe bandă, pe bandă elastică. No. S-ar părea că în afară de ceva bibănei care sunt în zonă și poți să iei la râmă, nimic. Poate pâinea mea cu zahăr vanilat i-a speriat. Încerc și cu peletele astea de 8 mm. Cu ăla de 16, nicio activitate. Sperăm. Am o primă trăsătură la micro peletele, la mini peletele de 8 mm. Da, mă așteptam o frumoasă babușcă, dar chiar frumoasă. Adică nu am mâini așa micuțe. E cea mai lungă decât palma. Frumoasă. Frumoasă, stai. Da, trebuie să scoatem de gorjor. Am ghicilit. Căzut micropeletele, dar nu-i nimic. Super frumoasă. Sperăm la ceva mai mare. Am mai avut o trăsătură, tot o babușcuță. Nu merge la porumb, nu merge doar pe soft pellet, dar soft pelleti sunt scumpi. Ai risc bunul. De-ar intra ceva mai mare, dar nu intră. Soft pelleti sunt cred că de 6-8 mm, nu, de 8 mm, 8 cu 10. Îi pun direct pe cărlig, e un fel de spumă de mămăligă, să zic așa. Sunt flotanți. Nu mă aștept prea mult pe lută, dar
Mai stau circa o jumătate de oră, o oră. Nici babușca, nici bibanul, nici șalău, nici tuca nu vrea. Au început să apară băieții la înotat. S-ar părea că bibănașul ăsta nu mai are noroc ca primul peștișor. Cam asta a fost partida mea. Din păcate, n-am reușit să prind nimic, să zicem așa, de luat acasă. Mai stau puțin. Am o trăsătură din nou pe soft pellet. Cum am zis, nu prea se merită. Aduci doar chitici. Pentru așa chitici să strici bunătate de soft pellet nu se merită. La porumb nu vrea, nu știu de ce. La micropelete rari. Astea sunt măgăoaile care le pot prinde. Poate trebuia să vin cu ceva mămăliguță și măcar mă distram mai bine cu așa ceva. E bună pentru știucă, am să o păstrez probabil. Cam asta-i. Eu mai rămân puțin, dar închid partida aici. Mai deschid camera numai și numai dacă am ceva de postat. Dacă intră ceva mai mare, dacă intră tot de ăștia, nu. Bă, poate mai intră o știucă. Deși nu prea cred. Lumea înoată chiar pe lângă Plute. Nu e prima persoană care mai înainte a notat, au mai trecut câțiva în direcția opusă și câțiva tot așa, de fapt încă un domn. E un lac public, nu e dedicat numai pescuitului, deci cei de acasă trebuie să înțelegeți că aveți mult noroc câteodată când mergeți la anumite bălți. Cam asta este. Vă las o zi bună, fire întinse și ne vedem la un clip următor. Nu uitați să vă abonați. Ciao, ciao!